De ce stația de umplere a mașinilor electrice din Galați nu funcționează? Lucrătorii aruncă ambalaje în coșul de gunoi, dar codul de activare este în caseta care este aruncată. Prima stație de încărcare pentru mașini electrice este instalată în municipalitatea Galați, dar nu funcționează. Primarul orașului, Ionuț Pucheanu, a explicat motivul, conform Vieții publicației, care a citat interviuri de la ProLider FM. Este vorba despre neglijența lucrătorilor, care au aruncat ambalajul care conține codul de activare pentru stația de încărcare. Voi fi cu adevărat nepotrivit pentru un politician și administrație. Pentru că sunt primii care au fost instalați în Galați și nimeni nu știe care, cum și ce să mănânce, după ce o dau la electrica, realizăm alte probleme, care avem noi remediați, lentr, o anumită măsură. Deoarece nu este o chestiune de primărie, ci constructorul, persoana care a instalat, o evident, după ce dispozitivul este instalat, cutiile în care a fost aruncat acest dispozitiv. Cu toate acestea, în această cutie este un cod de activare, pentru fiecare. Acest cod de activare a dispărut cu o casetă. Deoarece nimeni nu știe, este primul, care, după ce a fost instalat și introducând cablul în el, aveți nevoie de un cod de activare, a spus primarul. El a spus că, în sfârșit, compania care a instalat stația care restabilește codul de la producător, iar într-o săptămână ar putea fi funcționale. Citește-se.